dragi elevi! Sunt Viorica Oleinic, profesoară de limba și literatura română și vă invit la un atelier de lectură și discuție pe care l-am conceput împreună cu Bologan Tatiana și Lungu Angela, colegele mele de la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală. Titlul atelierului de astăzi este Moldița Crăița și Zimbrișor Cornișor de pe Muntele Dor, de Viorica Kowalski, Complexitatea orizontului de cunoaștere. Am mai realizat un atelier în baza acestei cărți, lecție în cadrul căreia am încercat să vă inițiez în universul cărții. Astăzi vorbim din perspectiva complexității orizontului de cunoaștere. Până a vă întreba ce este un orizont de cunoaștere, să ne amintim ce știți voi deja despre această carte. Că este scrisă de Viorica Kowalski, o tânără autoare, că e vorba despre un zimbrișor care pleacă la drum și o salvează pe Moldița Crăița, că zimbrișorul acesta de baștină este de pe Muntele Dor, iar Muntele Dor nu semnifică altceva, nu este altceva decât spațiul nostru românesc, și că sentimentul în jurul căruia oscilează întreaga narațiune este sentimentul de dor. Îți aduce aminte cuvântul care intră în patrimoniul UNESCO alături de doină. În anul 2020, cartea a fost selectată și inclusă în programul Chișinăul citește o carte. Dacă nu ai citit-o încă, te îndemn să o faci. Ce înseamnă complexitatea orizontului de cunoaștere? Pentru a răspunde la această întrebare, vă îndemn să vă întrebați voi înșivă cât de departe ne poate duce o carte, câte orizonturi ne poate deschide. Cartea Vioricăi Kowalski ne invită să cunoaștem personaje din mitologia românească, ne invită să zăbovim pe cerul înstelat și să vorbim despre astrologie. Putem vorbi din perspectiva cărții și despre biologie, despre istorie și nu în ultimul rând despre literatură. De ce despre literatură? Poate te întrebi, cum așa? Pentru că o carte este în sine literatură. Dar literatura este foarte variată, de aceea și-o studiat pe parcursul la 12 ani. Așa că să începem cu literatura. Despre cartea Moldița Crăița și Zimbrișor Cornișor de pe Muntele Dor, știți deja că este un basm. Ea implică elemente de legendă, e vorba de legenda Cicorii, de legenda a constelației Taurul. Ea valorifică doina, cântecul de jale românesc. Zimbrișor Cornișor pornește la drum spre Pădurea Neagră pentru a o salva pe Moldița Crăița și aude la început un plâns tainic pe care doar el îl poate desluși. Cu cât se apropie mai tare, înțelege că acest plâns devine un cântec de jale, adică o doină. Iată un fragment. Foaie verde spic de grâne, foc de inimă pustie, cânt de dor și pribegie. Zimbrule, zimbrule, unde-mi ești voinicule? Auzi glasul doinei mele, freamătă de amar și jele. Am spus că această carte ne poate oferi o incursiune în mitologia românească. Cunoașteți fără îndoială sintagma mitologie greacă. Ați auzit probabil de Zeus, de Prometeu, de Afrodita, dar ați auzit sintagma mitologie românească? Știți că și noi românii avem personaje mitologice. Autoarea insistă foarte mult ca voi, copiii generației de astăzi, să le cunoașteți și vă prezintă câteva dintre ele în această carte. Așadar, din mitologia românească o să le cunoașteți pe ele. Am să vă citesc un fragment. Elele? Cine sunt ele, tată? Întreabă speriat zimbrul cel mic. Elele sunt zânele rele care apar încete pe câmpii sau în păduri, cântă și dansează, lăsând în urma lor cercuri de foc. Și să știi, nu e bine să le rostești numele, se zice că e semn rău. Ele semănau cu niște vedenii albe, aveau părul negru și erau nespus de frumoase, săltau lăsând în urma lor cercuri și limbi de foc.
despre dansul elelor, personaje pe care le cunoaștem din acest fragment și observ că autoarea încearcă, povestind, să ne explice ce cu aceste ele. Observați că autoarea, printr-o narațiune și o descriere captivantă, vă ajută să cunoașteți aceste personaje mitologice. În popor, despre dansul elelor se spune că este malefic și dacă ai văzut vreodată elele dansând, înnebunești. Un alt personaj mitologic pe care îl valorifică Viorica Kowalski în basmul său este Joimărița. Îți propun un fragment prin care ai să o cunoști. Văzu o bătrână urâcioasă care purta un șal negru și 12 fuste colorate. Aceasta era Joimărița, o vrăjitoare rea care făcea farmece și le presăra prin toată pădurea. Cele 12 fuste erau lunile anului pe care le purta mereu cu ea. Trebuie să știi că în concepția populară românească, Joimărița este un personaj malefic. Ea îi creează obstacole lui Zimbrișor Cornișor, dar în cele din urmă, bând din apa vie din cornul lui, este îmblânzită. Poate ar fi interesant să mai știi că în popor se credea că anume Joimărița le pedepsește pe femeile leneșe. Un alt personaj din mitologia românească pe care îl cunoști citind această carte este Paparuda. Am să-ți ofer un fragment. Ce cauți aici, pe aceste pământuri blestemate? Fugi cât încă nu-i târziu. Aceste locuri sunt bântuite de ele, zânele rele care se răfuiesc amarnic cu toată suflarea dădătoare de viață. Cândva am fost o paparudă, zeița care alerga desculță prin iarbă și chema ploaia, dar într-o zi m-a ajuns blestemul elelor și m-a prefăcut în această fântână seacă. De atunci, pe aceste tărâmuri nu mai ajunge ploaia. Tu ai auzit probabil despre cântecul paparudelor. Îți propun să-l audiem în interpretarea surorilor Osoianu. Ai auzit de expresia gătită ca o paparudă? Informează-te despre costumația folosită de fete atunci când interpretau cântecul și dansul paparudelor. Verifică în dicționarul explicativ sensul cuvântului paparudă. Am mai spus că această carte poate să ne ofere o deschidere și spre biologie. Cartea vorbește despre cicoare. Am să-ți citesc un fragment. Tot merseră la vale, coborând muntele pe cărarea presărată cu flori albastre, care îi făcură din ochi lui Zimbrișor încă de la plecare. Ce flori sunt astea, tată? Ia uite cum ne surâd, făstăcindu-se. Se numesc doruleți, dar oamenii le numesc și cicoare. Se zice că de mult o prea frumoasă fată a refuzat iubirea mărețului soare și drept pedeapsă, acesta a preschimbat-o într-o floare de cicoare. De atunci, fata cicoare a trebuit să-și îndrepte mereu privirile către soare, urmându-l în drumul său spre cer. Seara însă, când soarele se duce la apus, își pleacă și ea capul, ofilindu-se. Fiecare floare de cicoare trăiește doar o zi. Uite, aici avem legenda cicorii, dar avem și o informație utilă pentru tine. Ce este cicoarea? Cicoarea este cunoscută din antichitate. În Egiptul antic era cultivată ca plantă medicinală, fiind folosită pentru tratarea bolilor de ficat și rinichi. În zilele noastre, rădăcina de cicoare este un foarte popular înlocuitor de cafea.
iar părțile aeriene sunt folosite în scop medicinal sau culinar. Frunzele, cu un gust ușor amărui, se folosesc în salate asortate, precum și în pregătirea unor mâncăruri specifice bucătăriei franceze și italiene. În cartea Vioricăi Kowalski mai este vorba despre o floare, că tot vorbim de biologie, floarea tinereții. Îți ofer un fragment. Sunt floarea tinereții, dar mă sting văzând cu ochii în pădurea asta, unde nu poate să răsară soarele, nu cântă păsările și nu murmură izvoarele. Auzind una ca asta, zimbrul scoase cornul, se plecă și stropi floarea cu licoarea lui vindecătoare. Atunci, ca prin miracol, floarea își desfăcu petalele, care începură să prindă culoare, surise și plină de recunoștință îi dădu zimbrului 3 petale roșii din coroana ei de regină. A nemurire miros petalele ei. Dacă am zis că în atelierul acesta vorbim despre complexitatea orizontului de cunoaștere, te îndemn să cunoști și să perseverezi în cunoștințele tale de la biologie. Așadar, provocarea este: vara, când te vei plimba pe câmp sau prin pădure, observă florile roșii și adună-le într-un ierbar. Încearcă să afle cum se numește fiecare dintre aceste flori. Alege una dintre ele despre care crezi tu că ar putea întruchipa floarea tinereții despre care vorbește autoarea. O altă deschidere pe care ne oferă cartea Moldița, Crăița și Zimbrișor Cornișor de pe Muntele Dor este spre astronomie, știința despre stele, despre cerul înstelat. Citind cartea vei afla în finalul ei că Zimbrișor Cornișor devine o constelație de pe bolta cerească, constelația Taurul, presupunem noi. Te invit să privești un filmuleț despre această constelație. Taur. Taurul este o constelație ecliptică, probabil una dintre cele mai vechi constelații, cunoscută se pare încă din preistorie și se vede cel mai bine pe cerul nopților de iarnă. Are granițe comune cu constelațiile Vizitiul, Gemeni, Orion, Eridanul, Balena, Berbecul și Perseu. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Alpha Taurus sau Aldebaran, stea căreia țăranii români îi spuneau Luceafărul Porcesc sau Porcarul, pentru că atunci când răsărea Aldebaran se deșteptau porcii și începeau să grohăie. Cocoșii începeau să cânte, semn că se apropie de ziua. Îi se mai spunea și deșteptătorul. Țăranii credeau că a fost pus în adins pe cer de Dumnezeu ca vestitor. Oamenii trebuind să se trezească, iar strigoii să intre înapoi în gropile lor. La români, constelația se numește Totaurul sau Gonitorul. Însă ea a fost redusă doar la stelele Aldebaran, Ain și Gamma Taurus. Stele ce formează capul Taurului. Dacă în cadrul atelierului nostru vorbim despre complexitatea orizontului de cunoaștere, abordând astrologia și vorbind despre constelația Taurul, m-am gândit că ești curios să mai afli ceva interesant despre o altă constelație. E vorba despre constelația Câinelui. Îți propun să privești un filmuleț despre această constelație. Dulăul. Câinele Mare este o constelație australă vizibilă cel mai bine pe cerul nopților de iarnă, având culminația în luna februarie. Gruparea conține și cea mai strălucitoare stea al bolței cerești, Sirius. Doar Luna, Venus, Jupiter și ocazional Mercur și Marte fiind mai strălucitoare decât Sirius. Ea este de altfel și una dintre cele mai apropiate stele de sistemul nostru solar, aflându-se la doar 8,6 ani lumină distanță față de noi. Se învecinează cu constelațiile Iepurele, Licornul, Pupa și Porumbelul. Românii numesc această constelație Câinele sau Dulăul, iar stelei Sirius îi se spune Zorilă sau Luceafărul din Zori. Cu siguranță cunoști cuvântul caniculă. Știi că acest substantiv înseamnă căldură foarte mare. Dar te-ai gândit oare că substantivul caniculă
are vreo legătură tocmai cu această constelație a câinelui. Cuvântul canicula, care se regăsește în mai multe limbi, este numele stelei Sirius, steaua câinelui din constelația Canis Major sau Câinele Mare, cea mai strălucitoare de pe cerul nocturn. Se pare că asocierea caniculei cu Sirius datează din Evul Mediu încă, când s-a constatat că în zilele de vară această stea apare pe cer odată cu soarele. Apariția stelei pe cer odată cu soarele coincide cu perioada când este foarte, foarte cald. De aceea, de la numele stelei și perioada aceasta a verii s-a numit tot caniculă, căldură foarte mare. Probabil că tu cunoști că în limba rusă caniculă înseamnă vacanță. Vine tot de aici, de la numele constelației sau al stelei Sirius, pentru că vacanța cea mare coincide cu perioada verii, cu căldura cea mare. Nu în ultimul rând, cartea Vioricăi Kovalski ne oferă o deschidere spre istorie. Îți amintești legenda despre vânătoarea de zimbru a lui Dragoș? Discută cu profesorul sau cu profesoara de istorie despre cât adevăr istoric este în această legendă. Informează-te la lecțiile de istorie despre prezența capului de bouri de pe stema Moldovei din cele mai vechi timpuri. Imaginea pe care am proiectat-o pe slide reprezintă steagul cel mare al Moldovei din perioada domniei lui Ștefan cel Mare. Am spus anterior că datorită asocierii cu și asemănării cu bourul, zimbrul este considerat în legendă fiara pe care a vânat-o Dragoș, cel care este prin legendă considerat întemeitorul Moldovei. Realitatea istorică este un pic alta. Aici și constă frumusețea cărții, când tu te întrebi cât mit, câtă legendă și câtă istorie este în această carte. Te îndemn să descoperi. Ajungi la final de atelier, vă urez tuturor să urmați soarele, așa cum îl îndeamnă zimbrul tată pe fiul său, pe zimbreșor cornișor, soarele fiind steaua noastră comună, dar și să urmați fiecare steaua voastră. Apropo, știți că în limba română expresia ai fi scris în stele înseamnă ai fi prezis. Atât pentru azi, vă mulțumesc pentru prezență!